Este prima dată când filmez afară. Sper să nu mă deranjeze că se uită oamenii un pic ciudat. Bun, acum mergem la... Acum merg la manicură și la pedicură. Bun, am programare la manicură și la pedicură și probabil voi întârzia, pentru că încercam să filmez și niște oameni țipau la mine dintr-o mașină. Aparent n-am mai văzut oameni cu camere de filmat în mână și nu știu cum m-am împiedicat și mi s-a rupt catarama de la un pantof. Deci nu am cum să merg așa pe stradă. După să mă opresc la un mega imagine, eu niște super bine, să lipesc catarama asta și după o să merg la salon. Doamne, ce ciudat! Deci dacă vedeți, stați să vă arăt cum se uită toți oamenii ăștia, zici că n-au mai văzut în viața lor așa ceva. Eu, deci cam asta e planul: să merg la mega imagi, să iau niște lipici și să merg cu catarama. Stați să vă arăt și catarama. Yep. That's what I have to deal with. Haideți că o să merg așa. Oh, oh, oh my god. Da, n-am nicio șansă să merg. Haideți că mergeam la supermarket să-mi iau super glue și m-au oprit băieții de aici. Băieții, da, să le facă foto. Hai să Uite, pentru vlog. Ok. Facem live? Ia, du-te. Ok, haideți că mă grăbesc, că trebuie să-mi lipesc pantoful, aparent. Am finit și mie poza asta cu mine, te rog. Bine, ok. Deci, după cum ați văzut, m-au oprit niște băieți, m-au văzut cu camera de filmat. Și au zis să filmez și lor salonul de frizerie. Tot nu am găsit super glue, plus că era o coadă foarte, foarte mare unde am intrat. Așa că încă sunt cu catarama asta de la pantof în mână. Și o să merg la asta, nu știu, mai contează, o să iau super glue în drum spre casă. Nu-mi place să întârzi. Și dacă mă grăbesc un pic, nu o să, dacă mă grăbesc. Frumos se vede aici în intersecție, foarte frumos, vedeți voi. Haideți că am ajuns și la salon. Doamne, deci am transpirat, e bine măcar că n-am întârziat, mai am un minut. Ok, și o să intru, o să văd dacă pot să filmez și dinăuntru, n-am mai făcut asta niciodată, nu știu dacă o să mă lase. Dar dacă pot să filmez, o să filmez, dacă nu, o să vă arăt rezultatul final. Salon și am venit până la ai mei. Haideți să vă arăt ce mi-am făcut. Te măca papucilul mama în apă. Oh my god, she's gonna kill me. Deci nu sunt super fixistă să arate așa identic, dar măcar în aceleași tonuri să fie, mai ales că la picioare, dacă le făceam așa, culoarea asta, nu ieșeam în evidență cu nimic. Ce faci, Sara, de mâncare îmi faci mie? Am făcut o prostie. Oh my god! Girl, you're gonna burn this house down! Oh my god, crezi că e și mama pe drum. Nu, că e de plastic, totuși ardă. Alex! Oh my god. Frate, ai ars chestia. Alex, oprești. Oh my god. Să oprim focul. În primul și în primul rând, de ce nu te gândi asta înainte? Ok. Deci asta
castiva de mică, spargi, strici sau rupi. Hai, poate că nu sunt chiar așa de proastă. Ce vrei să-i fac? Ia. Da, mă, zi serios acum. Asta este a doua zi de pregătiri pentru vacanță. Este și ziua mea. Am vrut să merg până la Zara să-mi iau o bluză mai colorată pe care am văzut-o pe net și am și găsit-o. O să vă arăt la final ce am cumpărat. Și acum mă grăbesc pentru că se închide mall-ul. Pe Mihai l-am lăsat undeva acolo în spate să stea jos. Pentru că mi se pare că asta e, deci este absolut ideal să-ți iei invită la cumpărături, dar să-l pui undeva să stea acolo și îi spui mă întorc în jumătate de oră. Și acum vreau să mă mai uit să văd dacă mai găsesc ceva. Sincer, îmi doream să-mi găsesc un ceas, nu știu dacă o să-mi găsesc atât de repede, pentru că mă rog, cum am zis, se închide în jumătate de oră. Dar o să vă mă descurc eu, dacă nu, o să-mi caut, o să-mi caut în altă zi. Da, și momentan mi-am luat o bluză și nu știu, mă mai uit și după alte chestii. O să vă pun și câteva filmulețe de la ziua mea. Hei, astăzi este a treia zi de weekend, nu, astăzi este a treia zi de pregătiri pentru vacanță. A trebuit să ajung la Fancurier să rezolv ceva cu un coleg și acum mă duc la croitorie să las niște haine care trebuie să un pic modificate. Pe unele le-am luat de la reduceri și știți cum e la reduceri, nu găsești tot timpul numărul care îți trebuie, dar dacă este un articol care îmi place foarte mult, îl iau și îl dau la croitorie mai târziu. Și se uita un om ciudat la mine, așa că am tăcut din gură. Pentru astăzi, cățelul ăla mă urmărește. Așa. Pentru astăzi mai am un plan să ajung la croitorie să modific câteva haine pe care vreau să le iau în vacanță. Era să zic unde vreau să merg, dar vreau să vă las să ghiciți în comentarii. Așa. Mai am de mers la solar și m-am aplicat de acasă de dinainte pe față și pe tatuaj și m-am aplicat o cremă cu protecție solară 50. Trebuie să ajung până la părinții mei, la cursurile de legislație la ora 3 sau 4, nu mai țin minte, trebuie asta să verific. Am ceva de făcut? A, da, și trebuie să ajung la un mall care are și DM, pentru că vreau să iau câteva produse de la DM și îmi trebuie și o gentuță mai mare din aceea pentru cosmetice. Ceea ce nu am apucat să filmez în detaliu sunt antrenamentele de care am încercat să mă țin și să le fac în fiecare zi. Deci și asta este o parte din pregătirea mea pentru vacanță. Ceea ce am făcut diferit în ultimele câteva luni a fost că nu m-am mai dus la sală. Mi-am cumpărat echipamente de la Decathlon și am ales să mă antrenez acasă.
acasă sau aici în aer liber pe terasa blocului. Asta s-a întâmplat în perioada sesiunii când am fost destul de stresată, mai ales că nu ajungeam la sală și nu făceam tot ce îmi propuneam în fiecare zi. Așa că am scurtat programul meu cu mersul la sală, mai ales că pe drum făceam cam 40-45 de minute și, sincer, cred că cea mai grea parte din mersul la sală este literalmente mersul. Așa că, având terasa blocului tot timpul deschis, am ales să mă antrenez aici în aer liber și este mult mai plăcut și relaxat. Încerc să-mi pun dorințe, să mulțumesc pentru ceea ce am, adică nu neapărat ca o meditație, dar încerc să mă gândesc la lucruri frumoase, mai ales că după antrenament se eliberează endorfine în organismul nostru și ne ajută și din punct de vedere fizic să avem o stare mai bună și gânduri pozitive, iar faptul că depun și un efort conștient să mă gândesc la ceva frumos întărește lucrul ăsta. Cam atât pentru vlogul de astăzi. Eu vă aștept în comentarii, dar și în mesajele private de pe Instagramul meu, iar noi ne vedem în clipurile următoare.